Bună dimineața! Ce faceți dumneavoastră? Bine, ca să ieșim un pic din starea asta așa mai melancolică, să zic. Ieri a avut Luca prima servare de Crăciun. Am văzut, ai pus papion, ai pus bretele. S-a ținut, că cele de mâine și pe mine au fost anulate. Au fost anulate, da. A fost foarte drăguț. Mă rog, emoții. Ce poezie a zis? Nu am înțeles nimic din ce a spus. Da, dar ai fost mândră așa cumva? Bineînțeles că am fost mândră. Hai să le luăm pe rând. Deci ce poezia ar fi trebuit să spună? Nu, era un text pentru toți copiii și fiecare a avut o părticică. A, deci nu era în versuri? Da. Bun, cine l-a învățat textul? El la grădiniță a învățat. A, nu l-a repetat și acasă? L-am repetat un pic și acasă, dar nu prea a vrut să zică cu mine. Pe vremea noastră se repeta la greu. Adică eu știu și locurile de la țară unde stăteam și mă spânzuram de diverse lucruri, cât timp mama repeta cu mine ca să pot să... Eu am vrut să repet cu el acasă, dar nu prea am avut succes. Sunt mame care au abandonat chestia asta în clasa, după clasa a doua sau clasa a treia. Dar cunoaște mame care s-au dus până în clasa a 12-a și știau toate cele 33 de lucrări la limba engleză, ele făcând rusă la școală. Am înțeles, știau pe din afară. Pentru ca ăla micul să nu se facă de râs. Dar da. Uite, am și eu o întrebare. Eu înțeleg, toți copiii îl așteaptă pe Moș Crăciun. Se bucură foarte tare că știu că trebuie să vină, că aduce cadouri, că nu știu. În momentul când ajunge Moș Crăciun în sală, de ce se sperie toți de el? De ce plâng? Nu înțeleg. Chestia asta nu am înțeles-o niciodată. Se sperie de Moș Crăciun când stau în brațele lui Moș Crăciun, n-au o față speriată. Emoția. Nu știu dacă e emoție, chiar sunt speriați. La serbările de Crăciun, comitetul de părinți, care se organizează din timp, practic din luna august pentru această sărbătoare. Da. În niște comitete și comiții am participat și eu. Și pentru că toată lumea aștepta ceva de la mine, m-am oferit 2 ani la rând să aduc eu moșul. Și l-aveam pe moșul de mai conducea Loganul albastru la noi, și arăta moș. I-am confecționat hainele de moș, că umbla în civilie. Custom. Având 160 de kilograme, a fost greu să iei. Și am confecționat și sacul. Da. L-a făcut Elida, parcă. Elida mi-a făcut cam toate costumele, de la alea mici până la alea mari. Da. Am stricat un costum întreg de moș doar pentru pantaloni. Un moș autentic. Moșul care conducea mașina albastră la Neață. Da. I-am luat un toiag, a sculptat aurică la toiag. Da. Am așa frumos. Barba avea? Avea barbă, dar din aia, din păr natural. Adică să... Profi. Un moș profi, oricum, el are barbă și în timpul anului copii. Doar că atunci, lucra pentru o companie de... Așa, și era endorsă. Și când am ajuns la serbare, da, prin backstage, cum se duc artiștii, da, s-au întâlnit în fața bradului. Cine? La repetiții, că era cu repetiții. Cine? 3 moși. Opa. Unul costeliv, mai nemâncat așa, unul din partea la comitetul de părinți și ăsta autenticul al meu. Asta. Și... Da, ca în și cine a luat? De... Cine a luat? Cine a fost mai tare? Fizic? Da, pentru că moșii, ei nu sunt mai mulți, doar că au niște ajutoare. Da. Și ajutoarele trebuiau să plece și prin alte zone. Așa că am renunțat eu la al meu. Nu am renunțat de voie. Nu. Am renunțat pentru că adormise. Adică el mai dormea așa. A țipea, mai... da. Eu am avut un prieten care avea o cunoștință la o școală pe care cred că o știm împreună, aia 17 sau cât este. Așa. Ea. Și pentru că moșul original s-a îmbolnăvit, a zis, mă opri că nu vrei să vii tu, bă, du-te de aici. Și m-am dus la clasa a doua. Pe bune? Da, și am fost moș prin 95-90, nu asta vreau să spun. Ideea este că în timp ce moșul se schimba în costum, exact cum spune și Răzvan, pentru că el umblă în civilie, se schimbă în costumul de moș, au apărut 3 fete de clasa a 8-a, care au zis, moșule, așa, moșul fiind în chiloți, de ce se schimba, asta este prima. Și a doua, un copilaj de clasa a doua, când s-a pus pe genunchii moșului, a zis odată, bine ai venit, moșule, că moșul era să că el fiind aici, așa, deci undeva odată a curs transpirațiile pe moș și a slăbit 2 kg și copilul a zis, moșule,
cam tare, nu ai că zi mai încet. Moșule, ce copilul, sigur. S-a reglat singur. Da, el sigur, dar când a zis moșule, a sărit din sac moșului toate... Eu am participat la o petrecere de părinți. Știți părinții care vor să meargă la munte, să vină moșul la munte? Ăștia sunt new wave. Da, și am mers la proprietatea proaspăt achiziționată de un prieten de-al nostru. Au venit toți copii bine poziționat social și a venit toată lumea. S-a petrecut pe 23, s-a petrecut pe 24 și pe 24 seara s-a constatat că moșul care trebuia să vină de la București era înzăpezit. Wow. Nu era nicio problemă, între părinți erau și doi actori de vază ai țării, între ei maestru Bobonete. Și deși toate degetele nevestelor arătau spre el, pe modelul, hai, că te și mai... Sacrifică-te! Hai, deci, nu era, pe atunci nu era Bobiță și printre aburii de... Slănină. Da. Da, cârnați, iată, da. Și în mirosul de... Cetină de brad. Cetină de brad. Și ceapă. Da. Transpirat rece, zicea, bă mâncă aveași bă, dar mie mi-e rău de ieri, de la... Nu pot, zice, nu pot. Până la urmă s-au rugat nevestele, a hotărât că dacă e un număr autentic de actorie scurt, poate să reziste jumătate de oră pe scaun, câți copii să fie? 12, nu e nicio problemă, îi facem moșul repede. Doamne, a fost cel mai tare moment de sit-down comedy pe care l-am auzit. Pentru că primii doi copii au exagerat, au avut poeziile foarte lungi și moșul transpira rece și din când în când cerea câte o halbă de apă cu gheață, pentru că știți, după ce ai petrecut două zile, ai nevoie să te... Laponia! Da, că moșul are sauna acolo și da. Copilul 3 a fost cel mai simpatic, avea și un mic defect de vorbire și moș Bobonete i-a zis, tu urci pe genunchi dacă ai poezia scurtă. Și ăla micu a zis, e curtă! Și ai zis, Doamne, dar cum te-am găsit eu pe tine și sincer și mișto? Vino aici și zi repede poezia scurtă. Și copilul s-a urcat pe genunchi și... Ca într-o scenetă scrisă în prealabil, am descoperit că respectivul copil era și... Bâlbâit. Bâlbâit. Nu cred! Și după fiecare... vers... luat de decizia să o ia de la capăt. Pentru că el își dădea seama că poezia nu e spusă bine. Mamă, deci moșul a avut cea mai grea. De atunci s-au interzis aceste petreceri. Cel mai transpirat moș oricum a câștigat. Am văzut acum că la un colegiu din ăsta șmecher de fiță a venit moșul cu elicopterul. Ieri am citit sau la alte. Da. Aici în Pipera. Păi să învețe de mici. Vine cu Arafatul. Da. A zis că acum Arafat, așa se spune în elicopterul. A venit un Arafat. Înainte se zicea Arafat... Dau declarații, când dau oamenii declarații și cu tel a luat în urma accidentului, cu un Arafat, da, mai. Da, când era în Târgu Mureș, da. Raed Arafat, cumpărase o salvare la mâna a doua de prin Germania, o nenorocire de aia de salvare pe care o conducea singur și asculta stația. Nu era 112, dai seama, pe vremea se ducea, aia, da, unde? Și se ducea... Acum le zice la elicoptere, oamenii din sat, așa zic, a venit mama cu un Arafat, l-a luat. Oamenii ziceau, uite, Arafat. Da. Salutăm și în bucătărie, Flavia Vlăduț, bună.